Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 35. Ascultăm cuvântul Domnului. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse și să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robii aceia dacă îi vă găsi veghind. Să știți bine că, dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Vă rog să reocupați locurile. În seara aceasta suntem în locul acesta și după momentele de rugăciune urmează să ascultăm un cuvânt din partea Domnului. După cum ați auzit, pot merge liniștit până la 8:30 din partea fraților. Eu nu o să mă folosesc ca și Apostolul Pavel de dreptul ăsta. Nu o să mă folosesc de el, pentru că dacă aș fi în trecere pe la dumneavoastră numai în seara asta, v-aș ține ca Apostolul Pavel până după miezul nopții. Dar pentru că am fost și aseară și voi fi și mâine seară, mă limitez să închei la ora 8, în așa fel încât să mai continuăm părtășia noastră, discutând unii cu ceilalți și având părtășie. Fratele Ștefani venea și spunea în textul care s-a citit din 2 Petru că există o lume mai bună, un loc pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru noi. Și personal încep să văd, împreună cu toți cei care văd mediul în care trăim noi, că de când s-a pornit pandemia aceasta, lucrurile au luat-o în jos. Și privitor la economie, la momentul actual se vorbește de pașaportul verde, prin care nu vei mai putea să circuli, să mergi. Probabil lucrul acesta va aduce anumite interdicții și la cumpăra bunuri și așa mai departe. Vom fi verificați din toate, cu alte cuvinte, vom fi strânși așa. De ce? Pentru că foarte mulți credincioși înainte de pandemie își permiteau tot felul de posibilități. Să gândeau cum să mai construiască case, campusuri, să meargă, să schimbe mașini, foarte mulți dintre ei se gândeau să cumpere avioane, chiar unii și-au și cumpărat avioane și așa mai departe. Deci tot domeniul nostru era aici. Și am uitat că Hristos s-a înălțat la cer să ne pregătească un loc și după ce El va pregăti, se va întoarce și ne va lua acolo unde este El. Dar noi nu prea suntem curioși ce este acolo. E prea bine pe aici. Ne-am obișnuit prea frumos cu zona asta, cu pensiile noastre, cu salariile noastre, cu stilul nostru. Tu m-am învățat germană, vine Hristos, ne duce în împărăția Lui, acolo sunt alte reguli. Frații mei, lucrurile pe pământul ăsta se deteriorează și vor continua să se deterioreze. Vestea bună pe care trebuie să o audă credincioșii din biserică este că există o împărăție mai bună, slăvit să fie Domnul, un loc mai bun. Și spune cuvântul Domnului, este un cer nou și un pământ nou. În timp ce toate acestea sunt sortite, distrugi, chiar dacă ecologiștilor nu le place ideea asta, dar pământul cu tot ce este pe el va arde, va fi distrus. Tot ce înseamnă creație în domeniul acesta va dispare. Însă există un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Și bineînțeles că vrem, dacă nu se mai poate aici, și totul înseamnă multigrade Celsius, totul arde, să fim transferați dincolo. Dar Petru vine și spune că sunt niște condiții. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi ca să aveți parte de lumea cealaltă, de noua creație a lui Dumnezeu? Și aici intervine textul biblic din seara aceasta, care vorbește despre faptul că credinciosul, robul lui Dumnezeu, trebuie să-L aștepte pe Iisus Hristos cum așteaptă stăpânul pe robul, pe stăpânul său care vine de la nuntă. Fie că vine la prima strajă, la a doua sau la a treia, ferice va fi de el dacă stăpânul său îl va găsi veghind. Ba chiar, spune Scriptura, stăpânul va face un lucru nemai auzit. Pentru că l-o găsi pe ăsta veghind, așteptându-l pe el, cum bate la ușă, cum se deschide ușa, îl va pune să stea de la masă, stăpânul se va încinge și îl va sluji pe el. Ce onoare, frații mei, ce onoare! Pentru că doar îl găsește veghind și treaz, fiind de a aștepta pe stăpânul. În seara asta vreau să vă vorbesc doar despre una dintre lucrurile care trebuie să ne caracterizeze în așteptarea stăpânului, și anume ținuta credinciosului. Mâine seară vom vorbi despre atitudinea și acțiunile credincioșilor în așteptarea revenirii stăpânului nostru, că El este gata să vină. Și în funcție de aceste lucruri, stăpânul este cel ce ne va face să intrăm în odaia ospățului de nuntă sau ne va pune să șadem la masă,
Sau ne va spune că sunt o serie de robi cărora le va spune plecați de la mine, legați-i mâinile și picioarele și aruncați-le în întunericul de afară. Și ăștia sunt tot robi al lui Dumnezeu, dar o altă soartă. Noi discutăm și ne pregătim să fim capacitați și totodată să îndeplinim condițiile de a avea parte din împărăția Domnului. Amin. Ținuta credinciosului conferă de pe paginile Sfintelor Scripturii anumite atribute pe care trebuie să le dezvoltăm. Textul biblic începea cu mijlocul să vă fie încins și făcăliile să le aveți în mână. Totdeauna pe vremea Domnului Iisus Hristos, când se vorbea de mijloc încins, se vorbea unei persoane îmbrăcate. Nu se vorbea despre o curea, despre un brâu pe care să-l încingi, așa să te prezint și tu ești în pijamale, dar cu brâul pe tine și dintr-o dată ești în poziție bună, nu? Se referă că omul ăla este îmbrăcat oficial, este îmbrăcat cum trebuie, vine stăpânul. El nu-l așteaptă în pijamale, în pantaloni scurți, cum mai eu, așa, pe el, dacă vine stăpânul e bine, dacă nu, nu. El are o ținută oficială care îl onorează pe stăpân. Aș vrea să vă spun că în Biblia, încă o dată, vorbește despre mijlocul să fie încins, totdeauna brâul ăla e peste haine, căci credinciosul trebuie să fie îmbrăcat. Doamne ajută! Și din punct de vedere firesc și din punct de vedere spiritual. Veți citi cu atenție în Biblie că la început Adam și Eva au fost goi, au fost îmbrăcați de slava lui Dumnezeu. De când și-au pierdut inocența, niciodată în Biblie nu-i veți mai găsi pe oameni acceptați în prezența lui Dumnezeu în goliciune. Niciodată. Totdeauna și când nu au haine, li se dau haine să se îmbrace și li se atrage atenția credincioșilor cărora li s-a dat haine, ai grijă să nu-ți ia cineva hainele ca să umbli gol și să se vadă rușinea goliciunii tale. Li se spune foarte clar. Citiți toată cartea Apocalipsului, totul cu haine albe. Nu o să găsiți nicăieri o serie cu haine albe, o să ieriți ca Adam înainte. Nu mai există. Niciodată omul nu va mai fi cum a fost, din pricina păcatului. Păcatul, de fapt, produce asta în viața noastră. Există iertare. Există iertare, dar există și consecințe la păcat. De aceea atrag atenția și tinerilor, și tinerilor, și fraților, și surorilor. Poți să minți, poți să-ți permiți anumite lucruri, dar după ce ai făcut lucrul respectiv, există iertare de la Dumnezeu, dar niciodată nu puteai să fii ceea ce puteai fi fără să faci lucrul ăla. Niciodată. De aceea e important pentru noi să fim atenți în domeniul acesta. De aceea e important să ne păstrăm în curăție și în sfințenie. Dumnezeu să ne ajute. Aspectul acesta al îmbrăcăminții spirituale, în mod special, îl așezăm, îl găsim pe paginile Sfintelor Scripturii. Din ce am cercetat eu, în Biblie se vorbește, de exemplu, de cămașă, că Hristos avea o cămașă dintr-o singură țesătură, cămașă pentru care s-a tras la sorți în ziua execuției sale pe cruce. Aș vrea să vă spun că viața de credință începe cu o cămașă pe care o iei peste trupul tău, care e cea mai apropiată. Și toate virtuțile creștine încep cu această cămașă, care este credința. Peste tot se spune și uniți cu credința voastră. Înainte de orice, totul începe prin credință. Și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și frumos este că atunci când crezi în Iisus Hristos, când îl accepți pe El, Dumnezeu îți dă dreptul să primești această cămașă prin care ești iertat de păcate, prin care devii copil al lui Dumnezeu, prin care primești viața veșnică, pentru că e prima lucru de vestimentație spirituală pe care îl iei pe tine și foarte bine să-l ai acolo. Numai că mai este ceva. Pentru că câteodată credința aceasta trebuie să fie însoțită de ceva anume. Și Scriptura spune că Dumnezeu ne mai dă și haine, ne îmbracă în haine. Și totdeauna haina vine peste cămașă, s-o ai peste. Cuvântul Domnului vine și vorbește în Noul Testament, în cartea Apocalipsului, că mirese lui Iisus Hristos i s-a dat să îmbrace haine de in subțire, strălucitor și curat, care sunt ce? Faptele neprihănite ale sfinților. Haina faptelor. Dumnezeu când vii la pocăință, pe lângă cămașa credinței, îți dă și o haina faptelor pe care trebuie să le faci. Apostolul Pavel spune în Efeseni că Dumnezeu ne-a pregătit mai dinainte fapte ca noi să umblăm în ele. Venitul la adunare este una dintre faptele alea pe care le-a pregătit Dumnezeu să umblăm în ele. Faptul că le cam ratăm, lăsăm cam goluri la haină. Dar problema este, ni le-a pregătit. Le avem la îndemână, e de datoria noastră să le avem acolo.
Acum, frații mei, aș vrea să vă spun că de foarte multe ori întâlnesc credincioși care spun că sunt credincioși, crezi în Iisus. Le mai spun și prietenilor. Numai că în seara asta nu prea văd eu aici la dumneavoastră. De obicei, noi venim îmbrăcați cu cămașă și cu sacou. Ca să nu spun că avem costum. Avem sacou. Imaginați-vă dumneavoastră acum că eu aș avea sacou peste cămașă. Ce se vede mai mult la mine dacă am sacou peste cămașă? Cămașa sau sacou? Sacou în mod normal. Stimații mei, de foarte multe ori prezentăm oamenilor că noi avem o credință adevărată și le spunem până răgușim că avem o credință adevărată. Și oamenii spun, stai liniștit că eu văd haina ta mai mult decât credința ta. Pentru că noi suntem reprezentați nu numai de cămașa care o avem, ci de faptele pe care le facem. Și oamenii, la faptele noastre, nu le trebuie traducere. Nu le trebuie, ei știu ce fapte avem. De aceea este important credinciosul să fie îmbrăcat și cu cămașa credinței, dar și cu haina faptelor care arată ce fel de om este. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Pe calea pocăinței, frații mei, există pericolul de a te supăra la un moment dat. Ți-a dat Dumnezeu fapte prin care să umbli. Ai credința în Iisus Hristos și faptele astea te fac să fii bun, te fac să fii blând. Câteodată nu prea merită toți blândețea ta. Parcă ai vrea să dai blândețea la neamuri, la prieteni, să fii blând chiar cu toți. Este câte unul care suportă ca un nesimțit. Tu să fii blând cu el, să fii răbdător cu el, parcă îți vede să totuși să fii altfel cu el așa. Parcă ar merita cumva omul respectiv. Dar dacă porți haina asta pe care ți-o dat-o Dumnezeu, te porți cu blândețe, ești între frați, câteodată treci prin situații dificile, cum spunea Pavel, când a fost cuvântul meu de apărare, am rămas singur. Păi, dar unde sunt frații? Că toți gudurau pe lângă tine să vorbească cu tine. Dumnezeu, am rămas singur. Îmi place tare mult expresia Apostolului Pavel când spune că am fost în primedie, pe mare, pe uscat, din partea unora, din partea altora, și la urmă încheie el și am fost în primejdie din partea fraților mincinoși. Dar nu putea să le spună numai la ăsta mincinoși? Nu le putea spune altfel că noi, când e vorba de cineva care ne-a mințit, ne-a ofentat, avem noi cum să-i explicăm. De ce totuși le zice frați mincinoși? Sperau să reabiliteze, frații mei. Să devină din frați mincinoși doar frați, Doamne ajută! Că și asta e bine. Avea speranța asta. Oricând ești îmbrăcat cu haina pocăinței, hainele faptelor, sper că ăla să se întoarcă înapoi. Te porți cu blândețe. Chiar dacă devine o despărțire cu Marcul la un moment dat îi spui, trimite-l și pe Marcul înapoi, pentru că am nevoie de el acum, a fost o problemă, dar acum am rezolvat-o, pentru că haina asta te face să ai o atitudine pozitivă, bună, binecuvântată, și asta e ceea ce se vede, frații mei. De foarte multe ori întâlnesc cu oameni care spun, frate, nu trebuie să vadă prea mult, mai ales la colecte, când dăm pentru biserică, nu trebuie să vadă. E un mod frumos de a masca zgârcenia noastră, e un mod extraordinar de frumos de a spune că noi mascăm ca să nu dăm. Frații mei, există fapte pe care personal poți să le faci liniștit, să nu știi stânga și ție dreapta. Dar există fapte pe care comunitatea trebuie să le facă și chemată să le facă, să se știe ceilalți. Ascultă ce spune Sfânta Scriptură, dau doar câteva argumente biblice. Și aici nu-i vorba de fapta mea sau a ta, e fapta noastră, a tuturor. Spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 5, cu versetul 15, sau 14 începem. Voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascundă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pună sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Și acum uitați și aplicația pe care o face Domnul Iisus la toată treaba asta. Că lumina nu e cineva să aprindă lumina și să o bagi în camera aceea în care nu stă nimeni. Ci lumina e folositoare să se vadă, să lumineze. Și aplicația practică pentru biserică și pentru credincioși, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor. Deci sunt fapte care trebuie să fie văzute. Și încă o dată vă spun, nu-i fapta mea, e fapta noastră. Dacă cineva trece printr-un necaz, toată biserica se ridică, toată biserica face o colectă. Nu pot să spun eu, fratele, am fost și eu la slujbă, am pus și eu atât. Deci cine te întreabă tine cât ai pus tu? Ca și chestii suntem noi interesați cât ai pus tu. Nu, biserica a strâns 700 de euro și o dat la sora care trece prin necazul respectiv. Dar cine a dat mai mult? Nici nu ne interesează.
dar e un gest pe care biserica l-a făcut. În totalitate ei, că au fost și milionari care au dat mai mult, dar au pus acolo. Nu au dreptul să pună ștampila, dar sunt lucruri care trebuie să se vadă, frații mei. Mai dau un singur argument biblic, după care vreau să trec mai departe. Spune Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 12, în felul următor. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd. Frații mei, le văd. De foarte multe ori nu facem fapte bune pentru că nu mai avem haina care trebuie. Pentru că am dat-o jos. Pentru că de foarte multe ori în situațiile pe care le avem, în orgoliile noastre, mofturile, în sclifosările noastre, ne săturăm de făcut bine. Ne săturăm să fim blânzi. Ne săturăm să fim darnici. Ne săturăm să deschidem mâna ca să ne umple Dumnezeu. Ne săturăm. Și dintr-o dată sunt la îndemâna noastră alte haine. Spunea Apostolul Pavel, și dați-mi voie să vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 2, cu versetul 5, în felul următor. În adevăr, după cum bine știți, niciodată n-am întrebuițat vorbe măgulitoare, nici haina lăcomiei. Că aici ne li pune satana lângă noi, că dacă te-ai săturat de dat, că dacă te-ai săturat de interesat, dar să treacă la muncă, dar să muncească, eu muncesc două joburi, lipsești de la adunare, să treacă și ăla la muncă, dar de ce el numai cântă în adunare? Te-ai săturat de dat, la un moment dat ai haina lăcomiei, o dai haina faptelor pe care ți-l-a dat Dumnezeu și te-ai îmbrăcat cu haina lăcomiei. Atenție, cămașa rămâne la fel. Crezi în Iisus Hristos și tu. Dar totdeauna când te întreabă cineva, hai frate, și mie ce-mi iasă la toată treaba asta? Trebuie să-mi iasă și mie ceva. Dacă nu-mi iese bani, poate mi iese un loc în comitet. Dacă nu-mi iese un loc în comitet, poate sunt propus de ordinare. Dar poate mă puneți și pe mine pe ceva. De ce? Pentru că haina aia care o aveți, domnule, eu slujesc, vin la adunare pentru Domnul, m-am mântuit. Eram un alcoolic, eram un pierdut. Dumnezeu m-a adus la mântuire și eu slujesc. Că mă puneți sau nu în comitet, asta e treaba voastră. Că mă alegi biserica sau nu, eu slujesc pe Domnul. Asta înseamnă să ai haina originală. Când ai dat-o jos, tătelu din vârtelei, lucrez numai cu filet. Să vezi ce mese, fiți atenți, că și eu totuși vin, fac. Am întâlnit oameni care se implică în acțiunea ale bisericii, ajung să fie piesa centrală în relația cu statul, în relația cu firmele, în relația cu tare, după care când îți dai seama că depinzi de el, el vine și numai plusează simplu și spune, bine, eu fac toate astea pentru biserică, dar mie ce mese de la toată treaba asta? Păi dar ce ai vrea? Du-te-ți face în salar. N-am nevoie de salar. Vreau să fiu făcut prezbiter. Păi, dar nu, puțin mă interesează, dacă vreți vă lăs în drum cu toate treaba asta. Și n-ai pe cine pune atunci în scurt acolo. Nu ai pe cine pune. Ce s-a întâmplat cu omul ăsta care era altădată plin de râmnă pentru Domnul, pentru lucrarea lui și a schimbat haina? Eu a rămas cămașa aceeași. Dar haina lăcomiei îl face să atragă spre el tot felul de interese și de lucruri, pentru că e schimbată haina. Și când te uiți la el, vezi lucrurile astea. O altă haină care e tot la îndemâna noastră și care, din nefericire, de foarte multe ori întâlnesc că sunt îmbrăcați credincioși, este prezentată în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 16, unde Biblia spune așa: purtați-vă ca niște oameni sloboți, fără să faceți din slobozenie aceasta o haină a răutății, ci ca niște robe ai lui Dumnezeu. Pe lângă haina aia bunătății, a blândeții, dintr-o dată ne îmbrăcăm cu haina răutății. Dintr-o dată știm să judecăm pe frați și să-i condamnăm, efectiv. Și pentru noi rămân condamnați. Dintr-o dată stăm în Biserica Domnului Iisus Hristos și începem să împărțim pe clase. Nu ne uităm că Dumnezeu ne-a ales și ne-a pus în poziția aceasta prin har. Dintr-o dată ne vedem vrednici, dar îl întrebăm și pe Dumnezeu de ce l-a chemat pe altul. Pentru că după tine n-ar trebui să fie aici. Și te-și comporți ca atare. Că n-ar trebui să fie aici, că ar trebui să se ducă în altă parte, pentru că figura lui e antipatică, pentru că efectiv nu ai văzut ce o gândit Dumnezeu, dar sigur nu o gândit bine când l-a adus și pe el în elita asta unde ești tu. Asta e o formă de manifestare a hainei răutății, care se manifestă în poporul lui Dumnezeu, care critică aspru, care nu dă circumstanțe atenuante, care nu se pune în pielea celui care luptă. Ori, iubiții mei, încă o dată vă spun, cămașa rămâne aceeași, de el se comportă cu răutate.
De foarte multe ori am întâlnit oameni de genul ăsta și eu le-am mai spus la frați, la un moment dat vreau să pun pe un băiat tânăr, așa, pe un copil, să fac o slujbă, că odată un bilețel care el o poezie. Și cineva, un frate în vârstă de lângă mine, a spus, nu-l pune pe băiatul ăsta. Păi, zic, măi, dar când spunea pe unul de vârsta lui, dar zic, dar ce are? M-a enervat bunicul. Deci bunicul lui l-a enervat pe ăsta și acum el se răzbuna pe nepot. Pe nepotul ăla care l-a supărat pe el. Ce haină avea omul ăsta? Stimații mei, știți de câte ori băiatul lui a vorbit cu fata mea și la un moment dat o întrerup legătura, nu ne explica de ce, dar de atunci tot neamul lui a făcut cruși în dreptul lor. Deci numai ci, cu cine vorbi, îndoare? Păi da, erau logodiți totuși, era cu tot, nu știm de ce n-am mai vorbit. Parcă avea abonament să vorbească. În comunitatea noastră există o regulă foarte clară, orice băiat pocăit poate vorbi cu orice fată pocăită. Fără discuție, poate vorbi. În limita pocăinței. Adică să respecte, nu în primul rând ca copilul cuiva, ca copilul lui Dumnezeu. Să lese loc de bună ziua și de pașa Domnului. Când ei ne cheamă pe noi la logodnă, în momentul respectiv ne arată că se dedică unul pentru celălalt. Se dedică unul pentru celălalt. În momentul ăla se prezintă slujitori acolo, îi întreabă, verifică. Când ei spun că sunt unul pentru celălalt, sunt două întrebări, cum s-au cunoscut și ce argumente au că sunt unul pentru celălalt, după care se face slujba de logodnă și se face o rugăciune specială pentru ei. Din momentul acela răspundem noi dacă logodna se rupe. El trebuie să prezinte dovezi de ce a rupt logodna. El nu poate să-și iei gentuța și să plece oriunde, pentru că a făcut un legământ în fața noastră și singurii care pot să dizolve legământul acela la un moment dat sunt aia care l-au făcut. Că pentru noi există un principiu, mai bine o logodnă ruptă decât un divorț. Mai bine. Dar așa se face în domeniul ăsta. Ei, există situații de astea când vorbesc ei între ei, fără nicio problemă, și la un moment dat, din diverse motive, ori băiat, ori fata, spune, nu mai pot continua. Am văzut lucruri care nu se potrivesc, suntem compatibili din punctul meu de vedere. Nu, domnule, eu vreau să merg înainte. Ei, dacă aud neamurile și prietenii, se îmbracă cu haina răutății și multe biserici au convulții și stări de tensiune din cauza aceasta. Și hainele astea sunt la îndemâna noastră. Verifică în seara asta, ai haina originală a faptelor pe care ți-a dat-o Domnul? Pentru că peste tot în Biblie ți se spune păzește-ți hainele. Nu uita, hainele astea trebuie păstrate curate. Spune Biblia undeva în Eclesiastru, hainele să-ți fie albe în orice vreme, că Domnul poate veni. Și hainele se pot murdări, frații mei. Imaginează-ți că mergi pe drum și undeva într-un șanț care nu-i betonat, o căzut cineva în noroi acolo. Tu ai hainele albe. Biblia te învață că haina asta ajută. Nu trebuie numai... E trebuie spălată, păstrată, curată, dar ajută. Și când îl vezi pe ăla în noroi, te duci să ridici de acolo. Bineînțeles că ei vrea să-i dai numai un deget să ridici, dar nu se poate cu telecomandă. Trebuie să te duci, să te cobori la el, să-l iei în brață, câteodată omul căzut, poate și lovit, îl ridici de acolo, l-ai pus pe drum, îl bandajezi, îl pansezi, chemi o mașină, chemi o căruță, îl trimiți de acolo la un han de poposire, să folosim un alt termen biblic, dar după ce a plecat ăla de acolo, tu constați cu stufoare că hainele tale albe, făcând un bine sau pătat. Făcând un bine, frații mei, s-au pătat. Și atunci există soluție. Pentru că Biblia spune în cartea Apocalipsului că s-a văzut o mare mulțime îmbrăcată în haine albe și cu ramuri de finic. Și întreabă ființa cerească pe Apostolul Ioan, cine sunt aceștia și de unde vin ei? Și m-aș fi așteptat ca Apostolul Ioan să spună, părerea mea teologică este că, oricum am stat cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, am voie și eu la părere. El nu spune părerea, spune nu știu. Și atunci aflăm și noi că ăștia vin din necazul cel mare și ceea ce e interesant. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Amin. Avem soluție pentru spălat hainele și pentru albit. La îndemâna noastră. Atenție, și când facem bine, câteodată ne putem păta. Câteodată ne putem păta. Doresc să faci binele și câteodată iese cum nu trebuiește. Dar sângele Domnului ne poate spăla și curăți haina. De aceea, în fiecare zi, trebuie să avem hainele curate. Dumnezeu să ne ajute. Dar totodată hainele nu numai că se pot păta, ne pot fi luate. Ne pot fi luate, efectiv. Și Biblia vine și spune ferice de cel ce își păzește hainele în cartea Apocalipsului, ca să nu umble gol.
Păzește-ți haina, există cineva care dorește să-ți ia haina, să nu mai ai. Și să îmbraci una de lângă tine, că o să o găsești pe aia lăcomiei în zonă, că o să găsești pe aia răutății în zonă. Păzește-ți haina pe care ți-a dat-o Domnul. Și ca haina aceea să fie păzită, să nu o poți dezbrăca ușor, să nu o uiți, vine faza a doua, mijlocul să-ți fie încins, adică să ai un brâu deasupra. Brâul pe timpul Domnului Iisus Hristos și la oameni și la robi și la toți ceilalți era ca un fel de centură pentru soldat. Cine dintre dumneavoastră a făcut armata? Și eu am făcut armata un an și o luni, probabil și în locul la mulți dintre dumneavoastră. Am făcut armata și presupunea, de exemplu, la ora 2 dimineața îți dădea alarma. Când îți dădea alarma trebuia să-ți luai pantalonii, trebuia să-ți iei vestonul și peste veston totdeauna trebuia să ai centura. Dacă veneai acolo la un moment dat, rapid, așa, și spuneai, dom'le, am pantalonii, am vestonul, dar n-am centura, erai considerat ca și cum n-ai avea nimic. Pentru că centura aceea arăta că tu ești gata echipat. Gata echipat. Stimații mei, când Biblia vine și vorbește în mijlocul să-ți fie încins, tu ești îmbrăcat deja și încingătoarea aceea arată că ești într-o poziție oficială. O să vedeți că toate personalitățile oficial, când fac declarații în numele statelor sau a concernului, au o anumită ținută. Ei nu se prezintă acolo că azi am luat tenis și ăștia. I-am luat așa, e drept că sunt la costum, la tenis, că cravată nu am, dar în fine, merge așa, că doar, păi, dar tu reprezinți ceva. Când Biblia vine și vorbește în mijlocul să-ți fie încins, că tu aștepți pe stăpânul, tu nu aștepți pe stăpânul cum ai tu chef. Stăpânul trebuie așteptat într-o anumită poziție oficială. Și din punctul ăsta de vedere, mijlocul trebuie să fie încins. Mie îmi place tare mult ideea că eu am văzut ce înseamnă mijloc încins la foarte mulți bătrâni care aveau niște brâuri late cu mai multe chingători, așa, când se duceau mai ales la moară sau într-o parte sau în alta, ridicau greutăți grele, aveau brâile late. Ei, arabii au altfel de brâie, au brâie de aia care le tot le înfășoară împrejurul lor, de alea așa mai lungi, dar le înfășoară așa și îmi plac alea lor. Cât îi enervează cineva în pocăință și vrei să dai jos haina asta care ți-o dat-o Dumnezeu, să iei una răutății la adunare generală, să-i spui câteva. Dar trebuie să dai jos brâul. Ei, un brâu de ăsta mititel, cum am eu curau, o dai imediat jos. Și imediat ți-ai schimbat haina și îi spui și trebuie lui ăla. Problema este că când brâul e ca la arabi, începi să-l dai jos, Duhul Sfânt tot întreabă, ce faci? Ce faci acum? Vreau să-l reglez pe ăsta. Vezi, ai grijă și faci. Ai grijă și faci. De foarte multe ori suntem porniți pe treaba asta. Spunea un frate din Vicov că într-o zi venea râzând, pe când lucram la servici, venea râzând și spunea că a prins un copil de-a lui de vreo 4 anișori, că l-a văzut că a mers în prag, a luat o pereche, un bocanc, nu a putut la mândoi, un bocanc de-a lui, de ăla cu bombeu de șantier, de ăla așa puternic, și îl târâie prin casă, se duce în dormitor cu el. Și îl întreabă ăsta pe el, amicul de 4 ani, pe copilul, dar ce faci cu ăsta? Trebuie să-i dau un șut la unul mai mare ca mine, m-a enervat și nu pot să-i dau așa. M-am dus, am luat bocancul tău, că el abia îl duce el în picior, se duce așa. Câteodată și noi avem de dat câte un șut la unul sau la altul și vrem să luăm încălțările la altul sau haina care e lângă noi. Și Duhul Sfânt ne tot întreabă, ce faci acum? Ori avea mijlocul încins presupune că nu poți dai haina rapid jos. Când mijlocul nu e încins cu brâul care trebuie, haina o dai foarte rapid jos. Și câteodată rămâi și cu cealaltă pe tine. Brâul în Biblie este arătat, mijlocul să vă fie încins cu adevărul. Și adevărul absolut este cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta e adevărul absolut. Ăsta e adevărul care ține haina aia pe tine. Ăsta e adevărul în care încingi sabia, că sabia nu o ții la spate. Sabia o ții la brâu. Și la brâu ai brâul acesta care este adevărul lui Dumnezeu. Ori din punctul acesta de vedere e foarte important să verificăm, sunt eu încins cu adevărul lui Dumnezeu, cu Scriptura? Pentru că de foarte multe ori o să vedeți oameni care sunt robii Domnului și care, pe lângă faptul că au credință, cămașă, pe lângă faptul că au haina faptelor, să încin cu adevărul și vor să facă o grămadă. Eu sunt încins, sunt pregătit, vreau să lucrez pentru Domnul. Marea problemă e că dacă leși pe el să lucreze pentru Domnul, observ că într-o lună, două, trei sau în jumătate de an, nu mai poate lucra. Efectiv, e supărat, e deranjat. Știți de ce, frații mei? Că lucrarea Domnului presupune efort. Lucrarea Domnului presupune ridicare de greutăți. Lucrarea Domnului presupune ducerea de greutăți. Lucrarea Domnului presupune ridicarea unor căzuți. Și aș vrea să vă spun, când trebuie să ridici greutăți, contează foarte mult cu ce ești încins.
Oamenii care ridicau greutăți, când vă spuneam, se duceau la moară, aveau câte un brâu foarte lat, închins foarte bine. Ridicau sacul și nu aveau probleme la mușchi abdominali. Halterofilii, uitați-vă la ei care ridică greutăți, au brâie care le protejează mușchii abdominali. Pentru că apare o anumită problemă și foarte mult se operează, se numește iernie inghinală. Când se rup mușchii abdominali și intestinele ies prin ruptura aceea și omul ăla trebuie reparat câteodată cu plasă. Trebuiește reparat acolo. Dar apare situația asta dificilă, spirituală e la fel. Când te apuci la greutăți mai mult decât e puterea și cunoștința ta, apare iernia spirituală. De aia spune Biblia, fraților, dacă vreunul dintre voi a căzut dintr-o dată într-o greșeală, voi să-l ridicați cu Duhul blândeții. Și imediat spune, și ia seama la tine însuți să nu faci iernie, să nu fii ispitit și tu. Pentru că te duci să-l scolți pe ăla. Că au vorbit cu niște mormoni, de exemplu. Dar mă duc eu să-i povestesc. Băi, dar tu știi teologia mormonilor? Tu știi ce învață ei? Tu știi ce mentalitate ai? Care-i cartea de căpătăia mormonilor? Păi nu-i Biblia, nu-i Biblia, e altceva. E altceva. Tu știi? Nu, dar în râvna lui se duce, că are cămașă și haină și încins la brâu cu o sforicică. Ca să nu spun cum îi sunt cu sârmă pe care o îndoaie frumos, așa, și să steie hainele pe el. Pe ea imaginează-ți tu cu sforicică sau cu sârma respectivă, te duci să ridici un sac de 60 kg. Ce se întâmplă cu mușchii tăi? Câteodată te uiți în adunare, fraților, citim din Hagai. Îi vezi pe o grămadă de frați care știu, Hagai, îi dai în Biblie? Pentru că nu știi unde. Eu știi că Biblia începe cu Geneza, se termină cu Apocalipsa și printre, asta e treaba predicatorilor. Dar el vrea să fie trimis în misiune. El vrea să discute cu mormonul, cu martorul Jehova. El vrea să discute cu ăla care are nu știu ce idei. Măi omule, tu trebuie să cunoști Biblia. Brâul ăsta trebuie să fie lat ca să poți ridica greutăți. Ori Apostolul Pavel făcea la o declarație care șochează și astăzi. Pot totul în Hristos care mă întărește. Dar știți care e declarația lui de mai târziu? La un moment dat spune, vă puteți voi da seama de cunoștința pe care o am eu de planul lui Dumnezeu? Alături de Evanghelii, epistolele lui, 14 epistole, sunt baza canonului Noului Testament. Lucruri pe care nu le-au primit ceilalți apostoli care au stat 3 ani și jumătate cu Domnul Iisus, le-a primit Pavel. Le-a primit Pavel, ca să ni le scrie aici. Ca atare avea un brâu foarte lat al cunoștinței Domnului și putea totul în Hristos, slăvit să fie Domnul. Dacă vrei să ai brâul lat și să lucrezi pentru Domnul, lățește-ți-l. De aia Biblia spune pe cei ce vin de curând la credință să nu-i pui în anumite slujbi care presupun lucrul ăsta. Cu unul dintre lucrurile care le presupune slujirea și predicarea și lucrurile la care noi vrem să ne implicăm în domeniile. Și nu e rău că vrem să ne implicăm. Este să frunți pe potrivnici. Că de foarte multe ori nu suntem capabili să le spunem la potrivnici să stea la locul lor. Vine lupul la turmă și noi îi spunem, uite, mai avem niște oițe mai tinerele aici, vină și tu aici. Pentru lup există gheoagii, frații mei, există niște gheoagii sănătoase pe care le dai pe spinare să auzi cum urle, că el nu behăie. Urlă, efectiv, dar trebuie să-ți păzești turma și asta trebuie să ai capacitatea să înfrunți pe potrivnici. Și înfruntarea aceasta nu are loc în domeniul fizic, ci în domeniul teologic. În domeniul învățăturii, în domeniul în care prezinți Scriptura. Ori dacă nu știi, nu știi, nu te poți uita că omul ăla nu ți-e simpatic culoarea părului. Nu poți asta, ci trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Ori pentru asta trebuie să stai jos și să înveți. Doamne ajută! Trebuie să stai jos și să preiei. Fratele Martin aici, fratele Dan aici. Sunt lucruri care nu le înțelegi, vii la el. Sunt întrebări care nici eu nu le știu, nici ei nu le știu. Studiem împreună, pentru că cunoaștem în parte, dar învățăm să ne lățim brâul. Și pe măsură ce se lățește brâul, poți prelua responsabilități demne de nivelul tău de vârstă spirituală. O vreme eu m-am barbirit cu briciu. Nu a apărut să bigurile astea cu 5 lame, frumos, așa. Nu, cu briciu. Puneam pe o curea așa și ascuțeam briciu și băiatul meu avea vreo 7 ani, mă vedea că mă barberiesc așa cu briciu, cu spumă, cu pămătuc din ăla așa, mă barbeream așa și îmi spune, tata, dă-și mie să mă antrenez cu briciu, să dau așa. Păi, dar tu n-ai nici măcar pufuleț mai crescut pe barbă, nimic. Da, dacă n-o să am, măcar și știu cum să dau cu briciu. Credeți că i-am dat vreodată briciu? De ce? Cum să-l antrenez eu la 7 ani să-mi dea cu briciu? Era o singură dată, nu i-am dat. De ce? Pentru că sunt rău?
pentru că nu era vârsta. Există o anumită vârstă când brâul ți se lățește, când ai vechime, când cunoști, când poți ridica greutăți, când poți ridica pe altul și poți rămâne în picioare, nu cazi lângă el, acolo, de obosit, de stresat. Văd oameni care îți scapă, fraților, dacă ies cineva la mărturisie, să vii la mine. Bun, vin toți aia, el ies galben de acolo. Frate, și am auzit seara asta, speriat. Păi de ce nu te-o pus pe tine să iei tu toate mărturisările chiar? Nu-i suficient că mărturisești nevasta la tine? Nu-i suficient? Ai destul. Stai acolo în băncuța ta. Cine te pune pe tine să faci treaba asta? Că el rămâne la un moment dat, se întâmplă când tot auzi lucruri de genul ăsta, tind să generalizez. Eu am întâlnit foarte mult, fraților, eu nu mai vin la voi. Dar de ce, măi? L-am auzit pe unul care nici nu era membru biserică aici, a făcut. Tu crezi că toți ceilalți sunt ăștia, fraților? Și te ridici la ambon și spui, ei, și în adunarea asta, sunt așa, că te-ai speriat unul. Pentru că dacă nu ești capabil să poți greutățile, ce te duci acolo, măi? Lățește-ți brâul. Și cât ridic, du cât poți. Atât tot. Și dacă nu poți, dai pe loc repaus care cine. Să găsești cine. Dumnezeu să ne ajute, frații mei. Dar brâul, la asta folosește, la ridica greutăți. Uită-te la brâul tău. Un alt aspect cu care vreau să închei, frații mei, este făclia în mână, care reprezintă mărturia noastră. Pe lângă cămașă care e credință, pe lângă haina care e faptele, pe lângă brâul, cuvântul adevărului, există și o făclie a mărturiei noastre. Trăim într-o lume în care din ce în ce mai mult e noapte, e spre ziu. Și când e aproape spre ziu, așa, noaptea parcă e mai întunecoasă. Uitați-vă după legile care se dau, uitați-vă după drepturile care se calcă, uitați-vă după toate lucrurile acestea. Parcă îmi pot fi da faptului că o mulțime de oameni văd familia formată dintr-un bărbat și o femeie, există oameni la momentul actual care presează să ne spună că noi suntem anormali. 90% din planeta asta sunt anormali. Ei sunt cei normali. Și atenție, dacă te apuci să comentezi, găsește-l o pârghie să-ți închidă gura. Pentru că pământul se pregătește să fie distrus. Ori noi înțelegem lucrul acesta. Ori din punctul acesta de vedere, noi trebuie să ținem făclia sus. Făclia, în întunericul de acum, te expune, fratele meu. Te expune. Imaginează-ți că totul e întuneric și tu aprinzi o făclie. Tu nu vezi cine e întuneric, dar ei te văd toți pe tine. De la distanță, de la kilometri se vede, băi, acolo este unul care are făclie. De ce? Pentru că totul e întuneric și tu ai făclia în mână. Te expune, îți arată poziția și te arată pe tine cum ești. Știți că asta se întâmplă în zilele noastre de astăzi? Mărturia ta de credincios în Iisus Hristos este o făclie pe care o ai. Și în întunericul acesta al dezmățului și al imoralității și al păcatului, tu trebuie să ții făclia sus. Și de oriunde ești, ăștia te văd. De aia spune Biblia, tu ești o cetate așezată pe un munte. Sunt foarte deranjați anumiți frați dintre noi, care sunt așa alipiți de biserică, care se mai implică în politică, în afaceri dubioase, cu anumite cutare, mai fură, mai așa, mai fac proiecte, mai stau la masă cu diferiți oameni din lumea interlopă, ca să câștigi mai mult pe bază de falsități. Și câteodată sunt deranjați ăștia. Și spun, dom'le, nu pot să suport chestia asta. Sunt miniștri care au tras țepe la bănci, sunt oameni care au câte două amante, sunt așa și sunt așa. Nimeni nu prezintă la ziar pe ăștia. Cum eu, creștin fiind, am făcut ceva, am făcut o greșeală, am ieșit cu o domnișoară la restaurant, am cutare, dintr-o dată apar pe prima pagina ziarilor și la știrile de la ProTV de la ora 5. Cu ce ocazie, domnule, eu așa? Iubitul meu, tu ești o cetate așezată pe un munte. Poate nu te-ai prins, dar ești o cetate așezată pe un munte. Ăștia nu se interesează de toți golanii și toți păcătoșii pe care ei știu că iau acolo. Cu asta se ocupă. Atâta bucurie au și ei să trăiască viața pe pământ. Ei se gândesc că tu mai ai o altă împărăție. Și pentru că mai ai o altă împărăție, te-ai poziționat ca o cetate așezată pe un munte și ești fotografia. Trăiești în casă de sticlă, băi. Să uite tot ce relație ai cu soția, ce relație ai cu copiii. Prezintă tot la ziar. Tu absolut totul prezintă la ziar. Pentru că te expui din domeniul ăsta. Făclia te expune. De aceea uită-te cum trăiești. Nu ți este permis să trăiești oricum. Să vorbești oricum. Pentru că cineva se uită la tine. Cineva te vede, te cunoaște. Nu te baza de faptul că ești plecat în altă parte. Cineva te vede și acolo. În orice moment al zilei, că și intri la toaletă, că și te duci pe munte, că ești sub apă, tu trebuie să trăiești pocăința. Doamne ajută!
Pentru că făclia aia, ținută în mână, te arată poziția ta și te expune. Mai există un aspect, frații mei. Făclia asta arată că ești îmbrăcat, dar arată și fața ta. Luminează fața ta. De obicei, făclia nu se ține la spate. Se ține întotdeauna în față. Și automat luminează fața ta. Știți că o grămadă de oameni se uită la noi cum arătăm? Mai ales când trecem prin lipsuri, mai ales când trecem prin boale, mai ales când trecem prin situații dificile, mai ales când cineva ne are grijă și știu că e pe nedrept, mai ales că cineva ne disprețuiește, care e atitudinea ta? Că făclia e ridicată sus, câtă vreme tu fredonezi cântări, câtă vreme tu spui că ai o bogăție mai bună strânsă în ceruri, câtă vreme tu știi că pe pământ ești doar în tranzit și că Iisus Hristos este Domnul vieții tale, când făclia e ridicată sus, se vede bucuria mântuirii, slăvit să fie Domnul, care încă o dată vă spun, la nu știu câta oară, nu se vede pe deget la picioare, ci se vede pe față. Și făclia are sensul să arate ce ai tu pe față. Dacă toată lumea e îngrijorată și credinciosul e și mai îngrijorat, dacă toată lumea e speriată, dar credinciosul e și mai speriat, dar mai spune și crede în Domnul Domnilor și Împăratul Împăratului și el se roagă la Domnul Domnilor, oamenii spun, serios? Serios? Asta e mărturia ta? Eu da, nu cred în nimic. Îs ateu sau agnostic, nu cred în nimic. E normal să fiu îngrijorat. E normal să fiu supărat. E normal să mă gândesc că viața se termină. Dar tu spui niște lucruri, că ai o împărăție și dacă mori, te duci într-un loc unde este mult mai bine. De ce ești așa speriat, băi? Totuși. De ce te cuprind fiorii morții și cauți îngrozit un minut de viață? De ce? Că ai făclia în mână. Și când te văd ce spărieturi tragi tu, ce să mai aștepți la noi? Ori, frații mei, trebuie să ne asortăm crezul cu fața. Doamne ajută! Și ultimul lucru care vreau să vă spun la făclie, odată ce ai făclia în mână, făclia îți luminează drumul. Toți ceilalți trăiesc în întuneric. Tu vezi drumul în fața ta. Făclia de mână îți arată drumul. 2 metri cât îți arată, dar îți arată drumul. Tu știi. Toți ceilalți nu știu că au băltoagă în față. Prin întuneric plioscă în băltoagă, se stropesc, se cotare, n-au nicio treabă. Tu vezi că-i băltoagă în față, calci în așa fel încât nu stropești hainele, pentru că făclia îți arată drumul. Prin Duhul Sfânt, Dumnezeu nu-ți descoperi ce se va întâmpla cu războiul din Ucraina. Toți suntem foarte curioși. Dumnezeu nu ne descoperi ce se va întâmpla cu lumea asta. Toți suntem foarte curioși care va fi schimbul valutar zilele viitoare ca să știm ce vindem, cum vindem și cum ne implicăm în bursă. Ci Dumnezeu ne descoperi și trebuie să facem acum ca să ne păzim, să nu ne pătăm hainele. Și nu trebuie proroc. În seara asta, în timp și eu vorbesc, dacă ți-aș pune întrebarea ce trebuie să faci tu acum, tu știi exact ce trebuie să faci ca să nu spătezi ainele sau să le curăți de ceva anume. Nu ai nevoie de proroc. Că eu dacă aș avea descoperiri, m-aș duce direct la tine, te-aș ridica în picioare și te-aș spune, pocăiește-te, omule, de minciuni, pocăiește-te de cutare, pocăiește-te de cutare și tu te-ai înroșit, te-ai înverzit și probabil până se termină slujba, ești plecat din zonă, ca măcar să bănuiască ăștia. Mulțumește Domnului că n-am darul ăsta. Dar Duhul Sfânt vine acum și îți vorbește într-un mod elegant și făclia care o ai în mână îți spune exact ce trebuie să faci. Tu știi deja ce trebuie să faci. Ca tu să fii curat, să-i placi lui Dumnezeu. Sunt anumite lucruri în viața ta care trebuie să le rezolvi. Și Duhul Sfânt ți le arată. Slăvit să fie Domnul. Asta înseamnă făclie, frații mei. Avantajul făcliei este că dacă o ții în mână, știi drumul până la capăt. Vedeți, dumneavoastră, noi avem mașini și folosesc comparația aceasta cu făcliile. Noi avem mașini și mașina o punem în parcare, de exemplu, să facem noapte afară și când trebuie să plecăm acasă, aprindem farurile. Dar dacă stăm în parcare cu farurile aprinse, nu vedem decât tufile astea din față unde sunt parcate mașinile. Atât tot. Toată noaptea, dacă stai acolo, numai tufii vezi. De ce? Pentru că atâta luminează. Dar dacă noi mașina o luăm și o punem pe drum și încetul cu încetul mergem spre casă, farurile ne luminează drumul până în fața garajului sau în fața casei noastre, pentru că am plecat de pe loc. Orbiții mei, făclia asta are rolul. Făclia nu ne luminează drumul până acasă, până în împărăția lui Dumnezeu, ci făclia mergând în slujbă, în lucrare, pentru Domnul, fărându-ne de băltoage și de păcate, ne luminează drumul ca să ajungem în împărăția Domnului, slăvit să fie Domnul. Dar ne mișcăm, frații mei, ne mișcăm și mergem înainte. Asta este ținuta credinciosului pe care fiecare dintre noi trebuie să verificăm. În primul rând, cămașa credinței, hainele faptelor, brâul adevărului al cuvântului Dumnezeu și făclia mărturiei unde ne-a așezat Dumnezeu, pe șantier, la școală, în birou, poartă făclia sus. O să vezi că oamenii nu se simt prea confortabil în preajma făcliei tale. Nu se simt. Pentru că oamenii iubesc întunericul.
Pentru că faptele lor la întuneric nu se văd. Când vin la lumină, se vede toate faptele. Și parcă era mai bine la întuneric. Știți, ca și cu arabul ăla, care v-am mai spus și eu, parcă dumneavoastră era un arab, stătea în cortul lui și cineva i-a dat o ladă cu mere să mănânce. Arabul era, avea o lanternă în cortul lui, o mușca primul măr, era bio și a găsit vierme în el. Vierme, pus deoparte. La un moment dat o mai mușcat încă unul, iar vierme. S-a supărat, o strâns becul și o mâncat atimerele. De ce? Pentru că o rezolva problema. Prin întuneric rezolv multe probleme pe care pe lumină nu le poți rezolva. Știți că din punct de vedere spiritual suntem la fel? Când ai lumină, îți arată orice situație. Da, mai bine stângem becul, că acolo e voie de orice. Așa pățim noi, de exemplu, păstorii. Eu când mă nimeresc să mă duc la alt frizer decât cel care l-am și respectiv știu că sunt păstori, este coadă mare, toți oamenii stau acolo. În timp ce stau la coadă, vorbesc fiecare, de fete, de aventuri, de ce le vine la gând, toți râd acolo. Când a intrat păstorul acolo, cu făclia aprinsă, toată lumea taci din gură și își dă seama că au de răbdat o grămadă până îl tundești. De aceea mă tundi pe mine primul, slăvit să fie Domnul. Făclia deranjează, o ții în mână și deranjează pentru că iluminează pe toți ceilalți, dar se merită să o ții în mână. Pentru mâine seară vom vorbi despre atitudinea credinciosului care îl așteaptă pe regele nostru, pe împăratul nostru și acțiunile lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.